Fiecare dintre noi avem întâlniri în viață sau momente cu oameni care ne marchează, care ne influențează destinul. De multe ori oameni trimiși să fie acolo în anumite momente, poate pentru tine. Pentru el, întâlnirea cu cei de la Mănăstirea Dervent, cu părintele Efrem și părintele Stareț Andrei, a fost una crucială. El a ajuns acolo într-un moment de cotitură al vieții lui, într-un moment de chin al existenței lui. Spuneam că el nu putea să mănânce nimic. Și m-a impresionat în povestea părintele Efrem că mergea la și gătea împreună cu Elisabeta Turcu și cu cei părintele Efrem și cei care mai contribuiau la a găti în bucătărie și deși el nu putea nici măcar să guste din mâncăruri, se ducea și îi ajuta. Imaginați-vă, te duci într-o bucătărie, dacă intri la Mănăstirea Dervent, te lovesc efectiv toate mirosurile, mor de poftă, nu ai cum să nu îți dorești să mănânci și tu din sărmăluțe, din drob când e Paștele, din toate bunătățile pe care le gătește părintele. Și îmi imaginez ce era în sufletul lui când toată lumea se punea la masă și el nu putea să mănânce o gură măcar. Și mi-a povestit odată părintele Efrem că s-a dus el sau a trimis pe cineva să vadă unde a plecat Aurelian. De fiecare dată când oamenii se puneau la masă să mănânce, după ce găteau toți împreună, Aurelian pleca pentru că el nu putea să mănânce. Și s-a dus în cameră. Și când am venit în locul unde, în chilia unde era el cazat, l-am văzut în genunchi și am bătut la ușă, am văzut că nu răspunde, am deschis ușa, zic, poate o fi rău sau... Și l-am văzut în genunchi, în lacrimi. Am închis ușa și am plecat și când s-a reîntors, a zis, ce cu tine, ai ceva, vreo... Și mi-a zis, uite, tu nu știi să te rogi, așa trebuie să se roage un creștin. Adică, foarte multe lucruri le-am învățat de la el. Bine, de rugat nici acum nu știu să mă rog, dar suferința dintotdeauna înțelepțește omul. Ultimii ani, respectiv ani în care boala lui s-a agravat, poate că l-au apropiat mai mult de Dumnezeu, pentru că atunci când vedem de fapt că șansele ni se împuținează sau că se apropie inevitabilul final. Și eu cred că el era conștient că acest final se apropie. Nu neapărat că vrem, nu știu, vrem să ne facem trecerea mai ușoară. Cred că înțelegem altfel lucrurile și oarecum se schimbă importanța lor pentru noi. Lucrurile astea au venit din copilărie. Pentru că el a vrut la un moment dat să dea la teologie. Și neșansa a făcut să nu poată da. Dar întotdeauna era un om practicant. Mergea la slujbe, cânta la strană, nu doar acum. Vorbesc în tinerețe, în copilărie. Ceea ce astea, lucrurile astea mi le-a spus și le cred cu certitudine. El întotdeauna era conștient că, indiferent dacă se va călugări sau nu, el va rămâne bolnav. Pentru că boala deja avansase foarte mult în ultimii ani de viață, adică în ultimii ani, el atunci își dorea să devină sau se gândea să devină călugăr la bătrânețe. Și atunci, boala deja fiind avansată, el oarecum știa că nu o să mai aibă multe zile de trăit pentru că era conștient în starea în care se afla. Asta cred eu, pentru că un om care nu este împăcat cu boala respectivă, nu este, e mult spus, dar în momentul în care un om nu-și acceptă boala, în momentul în care un om consideră că salvarea poate, într-adevăr, salvarea poate veni în orice moment, dar tu trebuie să fii conștient că există și o parte neagră, o parte negativă. Și atunci el era deja pregătit cu acest lucru. Și gândindu-se că
la bătrânețe voia să se călugărească. Vorbim de, nu în momentul respectiv, el n-a vrut în momentul respectiv să se călugărească, ci în anii mai, nu știu să vă zic exact o cifră, dar în anii viitori, mai spre bătrânețe, a văzut că boala lui avansese și atunci nu credea într-o salvare prin asta, ci doar spunea așa, când tu vei fi la casa ta, când te voi ști realizată și din punct de vedere al carierei și din punct de vedere personal, atunci voi putea într-adevăr să învăț de treaba mea prin a merge la mănăstire și a mă... Nu știu dacă s-ar fi călugărit sau ar fi rămas acolo efectiv, să fie ca un frate de mănăstire, pentru că sunt persoane care nu sunt călugări, dar sunt frați de mănăstire și locuiesc acolo. El mi-a făcut cunoștință cu acești preoți de aici, cu acești călugări minunați, loc de care sunt legată, cred că, pentru totdeauna și eu. Și într-una veneam împreună, de foarte multe ori veneam împreună. Petreceam la bucătărie alături de părintele Efrem și dovezi, sunt pozele, foarte multe poze care le avem împreună și pregăteam până dimineața, de seara și până dimineața. Nu știu de unde avea atâta putere, atâta forță, atâta drag de a face bine. Și într-una din zile, când eram la Dervent, mi-a spus așa, eu aici unde ne aflăm, aici în cimitir, nu fusesem niciodată, numai la biserică acolo. Și mi-a zis, haideți să urcăm dealul. Și a venit aici în acest loc, era iarbă, și s-a plecat și a mângâiat iarba și mi-a spus, doamna Betty, ca așa îmi spunea el, doamna Betty, aici o să veniți la mine. Și am spus, ce vorbă e asta, Aurelian? Parcă atunci m-am trezit și am înțeles cât de bolnav este, cât de suferind este. Și tot aici mi-a spus, pentru că plecase mama lui la ceruri, și a fost o suferință imensă când a plecat mama lui, și tot atunci mi-a spus, abia aștept să facă mama, să împlinească mama 7 ani de la plecarea sa de pe pământ și să aduc osemintele părinților mei aici, la Dervent. Se poartă la mănăstire pe arce și în jos, intră o maică bătrână cu privirea în jos. A venit să spovedească ca păcătuit mă, să spună alii păcat și cu ce-a greșit mai. Sfânta Filofteie, eu mă rog la tine, roagă-te la Dumnezeu tu și pentru mine. Am făcut păcat, scumpul meu băiat, după ce i-am dat viață, în drum l-am lăsat. Nu știu dacă el ascundea boala, pentru că eu cred că se împăcase cu ea și Aurelian ajunsese la o înălțime de cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că Paștele înseamnă înviere. Aurelian a crezut în viața de după viață și aceasta i-a dat putere. El s-a mântuit, Aurelian, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a iubit și l-a încercat cu această boală. Și dincolo de toate, dacă aș mai avea ceva de adăugat despre el, el ne spunea că are sicriul deja făcut. Mi-a spus odată, Polina, să știi că eu sunt cu moartea lângă mine. Nu se temea, vorbea de cu multă seninătate. La ultima emisiune, colega care a intrat după el, cu aceste colege, i-a spus așa, i-a spus la revedere, Aurel, el... I-a spus mergând, un pic s-a întors așa spre stânga și a spus la revedere, o să-mi fie dor de copii, la revedere, dacă nu ne mai vedem, toate cele bune.
Nu exista o zi de la Dumnezeu în care să spui da, se simte bine, nu. Îl vedeam din start, trezindu-mă dimineață, chiar se simțea rău. Îl durea azi ceva, mâine altceva, mereu eram într-o stare de genul. Dar cu toate astea, deci nu că e tatăl meu, dar eu nu am mai cunoscut un astfel de caz de putere. Deci atâta putere și încredere în Dumnezeu avea, încât oricât de mult îl durea, el tot mergea la servicii, el tot mergea la interviuri, el tot filma, el tot era prezent unde era nevoie de el. Pentru că el prin asta trăia. Ultima petrecere în familie a fost în august. Până să plece fratele meu, a plecat în septembrie și în august a fost la țară, a stat 3 zile cu noi. Era fericit pentru că n-a stat nimeni acolo atâția ani, noi când am venit am luat-o. Și am sistemat, am pus la punct tot. Și era fericit, o baie, zice, în fine, văd și eu acolo condiții și tot ce trebuie. Am invitat mulți în anul ăla, în august, a fost curtea plină de vecini, neamuri. Am făcut grătar și era fericit, a jucat, a cântat că noi avem stația acasă. Așa a cântat și Ana, am cântat și eu. Ne-am distrat toți, au venit și copiii din Italia. Cam 3 copii în Italia, un băiat în America, care Aurel i-a crescut, i-a ajutat, începând de la fie primul creion de la clasa 1, la fiecare bucățică de pâine. Și a fost frumos. La un moment dat, când stăteam toți la masă, a început să cânte un cântec. Era mai mult ajale și îi spunea tot păsului. Și zice... Aici, dacă jălea durerea lui și zice, la casa părintească, aici să nu se certe nimeni niciodată. Pentru că, zice, nu ar fi frumos cât au muncit părinții noștri. Și oare cum, în cântec, el ne dădea și anumite sfaturi și își cânta și durerea și era în curte un foc și toți îl ascultau în liniște, că îți venea să plângi cât ai fost de tare, că știam, e bolnav și toți. Și să uitam acolo, așa, avem niște dealuri frumoase, apare luna după un deal și focul ăla în curte. Și aia a fost ultima dată când noi am stat toți la masă, în afară de părinții noștri. Unul dintre prietenii lui cel mai bun a fost un doctor care, din păcate, nu mai este acum printre noi. Un doctor care îl trata și aici, în România, și a murit. A fost... prin el a ajuns la Viena și așa mai departe și a reușit într-adevăr să se descurce singur din punctul ăsta de vedere, oricât de bolnav era și oricât de rău era, își lua biletul de avion cu câteva săptămâni înainte și pleca singur, până la aeroport, înapoi, până acolo. Și a fost nevoit, speriat, pentru că s-a trezit într-una din zile, tot galben, fără putere, și doar venise de câteva zile de la Viena, loc în care mergea de 2 ori pe lună pentru a ține sub control sănătate. Și a fost nevoit să meargă să vadă ce problemă este. Și a mers la 3 clinici private, puternice, cele mai de top din București și implicit din România, cred. Și în 3 locuri a cules informații, evident că toți au spus același lucru și l-au ghidat către un anumit medic. Medicul respectiv lucra și într-un spital de stat și l-a chemat acolo pe Aurelian. Și a mers acolo și i-au pus un stent, dacă nu mă înșel, cred că așa se cheamă, și acel stand a fost catastrofal. Pentru că imediat, într-o foarte scurtă perioadă, starea a devenit dezastroasă, starea lui de sănătate. Ultima îmbrățișare a fost până să plece la Viena, am plecat la țară. Am mers la metrou, Aurel trebuia să plece la radio,
Metroul nostru o lua în partea, într-o parte și el trebuia să meargă în celălalt. În vagon nu era nimeni. Și eu când m-am urcat în metrou, i-am făcut la el și da, așa trebuie să a uitat lung la mine. Imaginea asta mi-a rămas tipărită în memorie. Ca într-un film. Eu plecam, l-am salutat și el în vagonul ăla, nici un om lângă el. Și s-a uitat pierdut așa la mine. Aia e ultima imagine care, deși ultima dată când l-am văzut. Ultimul mesaj pe care l-am avut în telefon cu el, plecase, eu eram plecată și trebuia să vin acasă să ne pregătim să mergem la Dervent. Și m-a întrebat, tati, haide, nu vii acasă că ești în semafară cu fetele, că trebuie să plecăm la Dervent ca să ne întoarcem de vreme, că mâine știi că plec de dimineață, tu ești la liceu. Bine, tati, vin. Și a zis, bine, te așteaptă tati acasă. Asta a fost ultimul mesaj, că mă așteaptă acasă. Și când se plece ultima dată, duminică, a venit de s-a spovedit, s-a împărtășit. Noaptea fusese la o nuntă la Taylorman și s-a, la Alexandria. Și s-a întors de acolo, a venit, era slei de puteri. Chiar i-am spus să nu stea în genunchi la spovedanie și a zis, nu, mă pun în genunchi. S-a așezat, s-a ridicat cu greu. Eram blocat, n-am știut ce să-l mai sfătuiesc. Îi spusesem că ne rugăm, că așteptăm rezultatele de la ultimul tratament care trebuia să-l facă la Viena. Și în momentul acela mi-a zis, părinte, m-a privit țintă și a zis, ce vrea Dumnezeu, sunt pregătit de orice. De ce Aurelian se ducea singur la Viena să trateze? Pentru că nu putea să meargă nimeni acolo cu el. A preferat să vină singur la Viena pentru un simplu motiv. Și zic, e grav, foarte grav, mai grav de atât nu se poate. Este o enigmă ce a căutat sau de ce s-a fi dus într-un hotel, pentru că Aurelian totdeauna se ducea la clinică.